Am sugerat colegilor consilieri județeni și le transmit acum și scris, pentru că n-am avut timp să facem o ședință formală, ca pentru funcția de președinte să avem o propunere pe domnul Gabriel Grozavu, iar pentru funcțiile de vicepreședinți pe domnul Popa Iulian și pe domnul Bogdan Marcu. Acestea sunt sugestiile mele. Vom vedea din analiza consilierilor județeni ce vor decide până mâine.